poco, no curte nimic. Ca să spunem, să-i dictez focului ce să arde, arde și ce întâlnești. Așa că evoluția vieții nu putem opri noi pe loc. Noi putem să ne așezăm pe o poziție salvatoare în dansul ăsta. Ai altceva. Omul, știi, vezi, nu există un pas în viață, să zicem viață, trăită fără o răspundere. Dumnezeu vrea o permanență la noi. Doamne, 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 Doamne. Pentru că Dumnezeu e supărat pe noi pentru anumite motive greșite. Cât e supărat, cât semne păsător. Asta e foarte grav. La minte când vă gândiți deloc, eu v-am făcut, eu vă voi judeca, eu Dumnezeu, nu vă gândiți la mine deloc. E nepăsarea asta, supără pe Dumnezeu. Vezi, dar Dumnezeu care ne-a creat, care ne-a făcut de veșnicia, mă, fraților, nu o perioadă scurtă sau lungă de timp, veșnic. Moartea nu vrea să-i faci o cafea. Nu pentru perfuzie, dragă. Moartea vine să-ți fac. Moartea vine să-ți trag la răspunde. S-a terminat. Viața-i trăit interioară, nu a zice, ci numai a mișca înseamnă a ajunge.